În contextul războiului din Ucraina, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a luat o serie de măsuri privind flexibilizarea condițiilor de acces pe piața muncii din România pentru cetățenii ucrainieni. Astfel, aceștia pot fi încadrați în muncă fără avizul de angajare prevăzut de Ordonanța Guvernului privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României. Totodată, aceștia pot beneficia și de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă și de protecție în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj. Cetățenii ucrainieni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire. Aceștia trebuie să se înregistreze la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și au dreptul de a fi angajați în aceleași condiții ca și cetățenii români. AJOFM Sibiu oferă cetățenilor ucrainieni înregistrați în evidențele noastre următoarele servicii gratuite: informare și consiliere profesională, medie muncii, formare profesională, evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în context non-formal și informal, precum și servicii de asistență EURES.